Bună ziua, dragi iubitori ai acestui instrument! Astăzi vă voi arăta diferența de sunet între o darbuca de 8 șuruburi turcească și cea arabească de 6 șuruburi mai mică puțin și vreau să vedeți, să vă faceți o idee despre sunetul acestor instrumente, un alt ton, un ton mai diferit din cauza mărimii acestui instrument. Ok, să auzim! Ok, și acum cea mai mică, cea arabească de 6 șuruburi, are un sunet foarte plăcut și ea, dar însănare nu este atât de proeminent ca cea de 8 șuruburi. Personal îmi plac amândouă, dar o prefer făcea turcească mai mult pentru că e bazată mai mult pe un sunet mai preeminent, mai multă forță și ne ajută mai mult în concertele live. Dar și această darbuca de la Arabia Instrument este o darbuca foarte profesională și bună, mai ales îl folosesc pe receiver pentru că sună mai deschis ca cealaltă. Cealaltă este făcută special pentru microfon, stativ, microfon, să sune mai pe forță. Oricum sunt două firme rivale, două filme foarte bune, aceasta arabească de la Arab Instruments, iar aceasta turcească, Learning Percussion din Istanbul, două filme rivale foarte bune. Ok, vă mulțumesc că ați fost atent la acest video tutorial și urmăriți și cele care vor urma. Vă mulțumesc frumos!